N-ai ieșit încă la această motoră old school. Și-a uitat-o cineva, pune și tu pe gard. Da, ce bună e. Așa, da. Ce frumos poate să arate acest pom. Care zic că am 15 km pe jos. Nu cred că am zis. Nu merge. Unde o fi o stație de pus? Hai să luăm, mă. Bagă. Da, mă, așa vreau, da. Nu putem să ne abținem, am devenit independenți de rambutan. O grămăjoară costă 30. Și mi-am luat 5 grămăjoare. Luăm din asta, nu? Mai mere, ciudată. Mai mari sau mai mici? Pe care să luăm? La 10 sau la 15? Nu știu, la 10. La 10. Des. Mai des sau des? Sau la 15, nu, la 15, nu. Nu, des, des. Des, da. Mereșoară, ce formă. Piața vracilor, vindecătorilor. Vine ploaia. Trebuie să plecăm din locul ăsta că a plouat în fiecare zi. A început sezonul ploios. În Suriname toate religiile importante au câte o bază. În fața noastră este Marea Moschee. Există și un templu hindu care este cel mai mare din Suriname. Și am văzut și biserica de lemn. Multe biserici din lemn. Și una chiar lângă locul unde stăm. Vis-a-vis o școală. Maria School. Old School. Paragină totală. Spre o nouă destinație, am dormit super bine, a fost super bun acest loc. Internet, bucătărie, am gătit. Pentru 9 euro pe noapte, lux și cu baie, cu tot ce trebuie. Vroiam să pornim azi spre Ajuni. Ne-am trezit la ora 7 dimineața. Dar după aia când am văzut că plouă, ne-am culcat la loc și acum este ora 11, n-avem nicio șansă să mergem în partea aia din cauza că drumul este blocat din cauza inundațiilor. Ajuni este hub-ul unde toată lumea merge, iar de acolo este punctul de unde pleacă toate bărcile spre diverse locuri din Amazon unde se găsesc comunitățile Marun. Marun sunt niște comunități care au supraviețuit. Sunt sclavii din trecut care au fugit, au scăpat și s-au ascuns în cele mai dubioase locuri unde nimeni nu i-a găsit și supraviețuiesc până în ziua de astăzi. Toată lumea merge din capitală, de aici de unde suntem noi, își iau un tur. Turul, am fost zilele trecute, costă 200 de euro, dar noi am găsit varianta cu busul local care costă doar 1,50 euro până acolo. Ce este bine de reținut că în Suriname sunt foarte, foarte ieftine mijloacele de transport. De exemplu, dacă vrei să mergi pentru 150 de kilometri, plătești undeva la maxim 1,50 euro. Noi acum mergem în altă direcție și o să ne coste 1,30 euro pentru 220 de kilometri. 1,30 euro pentru 220 de kilometri, wow. O să luăm un bus până la stația principală de busuri. O călătorie cu busul în Paramaribo costă 12,50 euro, aproximativ 1,70 lei. Asta sunt busurile.
Ne-am făcut o limonadă cu ghimbir și ne-am luat fructe. Rambutan. Rambutan și merișoarele. Astea sunt merișoarele din zona asta. Merișoarele din Amazon. Majoritatea busurilor sunt conduse de indieni și majoritatea magazinelor, supermarketurilor sunt conduse de chinezoi. Chinezoi care în trecut au fost prin aceste locuri și au muncit pe plantațiile de cafea și de bumbac. Suriname este o mare țară producătoare de aur. Suriname produce pe primul loc aur și pe locul 2 lemnul. Juno. Am dat rateu cu Juno. Gandhi, care are o pungă de plastic și o floare. Și o floare. I-au pus o rocalnice. Din acest loc se ia busul spre orice destinație. Mini carry. Hi. Fornicheri. Vestea dubioasă e că nu mai sunt bilete de bus. Dar putem aștepta o oră jumate și când vine busul să încercăm să vedem dacă ne ia. Nu se pot cumpăra nici cu o zi înainte. Am încercat ieri să cumpărăm. Iar azi când am ajuns, deși busul e la 1, e 12 jumate. E 11 jumate. E 11 jumate, ne-a zis că nu mai sunt bilete. Trebuie să vii în stația de bus și să iei un bon. Bonul ăla trebuie să vii la ora 6 dimineața, să-ți iei un bon cu un număr și după să stai la ora care pleacă busul la o coadă și așa te urci în bus cu numărul ăla. Dacă nu ai numărul, nu poți să pleci. Indiferent că busul e la ora 9, la 1 sau la 3, tu trebuie să vii la ora 6 să-ți iei bonul cu număr. Dar am întrebat-o că azi, din cauza că s-au dat toate bonurile, putem aștepta totuși. Poate avem noroc, dar nu se știe. Sunt două șanse, unul la ora 1 și unul la ora 3. Hai să vedem dacă avem șanse să urcăm. Cred că avem șanse să urcăm. S-a strigat catalogul. Se pare că avem loc. Până la mai un sunt număr. O grămadă de locuri libere. Mulți nu s-au prezentat, chiar dacă o veni de la 5 dimineața să ia bon. Am crezut că nu mai găsim locuri, dar le-am găsit pe cele din spate. Super noroc, dacă nu trebuia să mai așteptăm până la 3, să ne încercăm norocul. Biletul cu busul local 50, dacă vă vine să credeți, 220 de kilometri, aproximativ pentru 41 euro, 1,20 euro.
Wow. 1,25 €. Fix acum a început și ploaie. Super dubios sistemul de cumpărat bilete. Nicieri, am făcut 5 ore pentru 220 de kilometri. Acum să găsim o cazare. Pare cam sec orășelul. Hai să lăsăm bagajele și după. Asta au căști. Cărnați. A, cărnăciori. Aha, cărnăciori. Pește, nu prea. Prima cazare care ne iese încă la Residence Inn. Residence Inn. De 5 stele. Să vedem asta ca testul. Hai, vezi. Cât era? Prețurile în US dollars.
50 de dolari? 72. Fucking crazy. Cu breakfast included. Care? Concord 2000. Hai să vedem. Prețuri de 2000. Mai mult de 10 dolari nu dăm părat. Sala de conferințe, aaa, nu prea pare de 10 până acum. Pare, pare, cum să nu pare. Să vedem. Prima strigare, 450. Asta este camera pentru 45, care înseamnă... 450. 450? Da. A, da. Pentru 450, care înseamnă... cât vine? 12 euro. Și bai, a? Și bai. A, e ok. Da. Să vedem dacă are net. Ce-am prins, ultima cameră. 47 de dolari. Mai merge cu 12, nu? Da. De fapt, 11.50. Aici? Da. Arată și bine. Și veniam indian, mă asigurăm. E, voilà, Concord 2000, cea mai ieftină combinație de stat. Fix în spate la biserică. O mașină de poliție abandonată. Poliție. Ia uite ce pasăre! Ce frumos e! A, putem să intrăm pe aici? A, nu, că e închisă poarta. Și o vedem mai de aproape. Da, se sperie și... Nu cred că se sperie. ATM? Mâine dimineață plecăm spre ferry și spre punctul de Office Immigration, care este la 37 de kilometri aproximativ de acest orășel. Drumul din Paramaribo în Ikeri ne-a costat 100 pentru 220 de kilometri și drumul de mâine pentru 37 de kilometri ne costă 300 de persoană. Hai repede. Baba în mai. Parcul cu animaluțe. Comisariatul în Ikeri. 300 de persoane, din cauza că am vorbit la hotel și ne-a zis că mâine dimineață este o mașină care... Trece și ia oameni. Trece și ia oamenii care merg, dar acum am trecut și în locul unde ne-a lăsat busul. La stația de busuri și aici costă 500, cel mai ieftin găsim cu 400. Girafele și pomul din Suriname. Cam nu prea e mare lucru de făcut în acest loc. În fața noastră se află monumentul imigranților. Hindostase Imigrație. Din 2017. Cu desaga în spate. Monumentul Waterlimbing. Nu feri. Peste tot am început aceste mesaje. I love orașul în care te afli. Gandhi se observă peste tot urmele indienilor și a musulmanilor.